Bun găsit, 1, 2, 5 minute de sport altfel, 3, Antoine Griezmann. Păi bă, oprișene, hai noroc, dar Antoine Griezmann ai mai dat despre el, că are toți copiii născuți în aceea zi, dar în ani diferiți. Pe bune, nu despre asta vrem să vorbim, ci despre faptul că este unul dintre cele mai ciudate transferuri din istoria omenirii. Băiatul știm. Real Sociedad. Bun, cu perișora lui mare, cu tare, niciodată n-a jucat în Franța. Hop! Se transferă la plăpumar la Cholito Simeone la Atletico Madrid. Joacă senzațional acolo, după care cei de la Barcelona 2018 pun ochii pe el. Clauză de eventuală reziliere a contractului 120 de milioane de euro. Clauză. Și Barcelona zice, băi, prințule, uite care-i treaba, am vrea să te luăm. Vezi și tu cum faci să vii încoace. Se vorbește marele transfer Antoine Griezmann, Atletico Madrid, care era campioană cu cupa UEFA, pe nu știu ce, la Barcelona. Când să-l aducă să plece el de pe Wanda Metropolitana, hop, face el un filmuleț așa la vreo 40 de secunde, la decision, adică decizia. Și spune, am decis să rămân pe Wanda Metropolitana și așa mai departe. Bine, mă, dar treaba ta, rămâne acolo, rămâne acolo. Bun, ăia că am dezamugit un pic Barcelona cu buza umflată, hop, anul următor, Nentu Bartomeu vine cu 120 de milioane de euro și plătește clauza pentru eventuala reziliere. Ce să mai? 120 de milioane și îl transferă la Barcelona. Unul dintre cei mai nedoriți jucători. Dar de unde știi tu, mă, oprișene? Poveste. Antrenorul Ernesto Valverde. Messi, Leonaș, marele Messi, vine și exact așa, nu cu acesta, ci cu ăsta. Ăsta unde o să joace? E întrebare. Ernesto Valverde se face că nu-l aude la un antrenament. Se uita așa, să vedea chelia, să uita pe jos, să vadă dacă nu i-a căzut cheile de la mașină. Băi, cu tine vorbesc, bunicule, ăsta unde o să joace? La care Ernesto Valverde ridică din numeri și pleacă de acolo. Deci nici măcar antrenorul Barça. Bine, mă, știți voi, jurnaliștii toate. Poveste reală, 100%, nu știa unde o să joacă. Vine băiatul, vine acolo, ajunge nedorit, într-o campanie de transferuri cu un băiat Dembele și cu un alt băiat Coutinho, toți la 100 de milioane. Deci ăștia trei au făcut vreo 300 și vreo 50 de milioane de euro, a treia parte dintr-un miliard, dragi prieteni. Cam nereușit toate trei. Dar nu e problema noastră. Bun, de Dembele și de aia să vorbim altă dată și de Coutinho. Și Antoine, cu perișora lui, se tunde cu tare, vreo 102 meciuri și vreo 35 de goluri. Pe hârtie așa pare ok. La fiecare 3 meciuri dai un gol. La 120 de milioane de euro. Nedorit. Ăia toți, vă dați seama că Messi a fluierat, i-a adunat pe toți la o vită pe plită încinsă și le-a zis, tată, ăsta trebuia să vină când am vrut noi, a venit, a făcut el acolo filmuleț documentar că nu vrea să vină și după aia a venit când a vrut el, nu-l halim și nu l-a prea halit nimeni de acolo. El, băiatul, și-a făcut datoria așa, practic. Atenție, campion mondial, adică nu vorbim chiar așa, băi, o pricină, nu a fost dorit. Bun. Cum? Era Andan, era... Da, bă, joacă acolo, e bun. Nu se integra, se vedea clar. Nu știa să bucure, nu să lua în brațe cu ceilalți cutari. Vine acum problema asta cu Barcelona, cu 1,35 de miliarde de euro datorie. Hai să vedem de cine încercăm să scăpăm, de ăla, de ăla, de ăla. Ultima zi de transferuri, da? Noaptea aia, 30 spre 1 sau cât a fost. La 23:59, nu credeți că, băi, filme, oprișene cu ăla cheliosul, cu Jason Statham, care dă el... Nu! La 23:59, Antoine Griezmann este transferat de la Barcelona la Atletico Madrid. Renunță la mălai mult, avea 40 de milioane, se auzea? Nu, 20 de milioane de euro lua bani în mână, renunță și primește la Atletico salariu 10 milioane, doar ca se întoarcă la Cholo Simeone, cu care se înțelege senzațional, mai ales că de acolo a plecat și Saul. Rezumat, avem un jucător care pleacă pe 120 de milioane de Atletico la Barcelona. Se întoarce de acolo gratis, doar cu, băi, să-i plătiți voi salariul, că noi nu mai vrem să-l ținem. Și dacă îndeplinește anumite puncte de acolo, țâc, 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 Barcelona poate primi în următorii ani 40 de milioane de euro. Deci l-ai dat cu a treia parte cu cât l-ai cumpărat. Afacere mare de tot al lui Nentu Bartomeu. Despre Antoine, ce să zici? A făcut, uite așa, un textuleț. Compunere de clasa a treia de vară. De vară, adică așa la mișto când e pixul. Dragi cules, cum le spune ăștia Barcelona, îmi pare rău că nu am mai putut juca mai mult. Simt că aș fi putut face mai mult. Vă iubesc, la revedere. Unde ai făcut vacanța de vară? Eu, vacanța de vară, am fost la bunici. Bunicii mei au o curte frumoasă, au foarte multe mere. Ana are mere. Da? Atât, n-a putut nimic mai mult, că atât a jucat. Acum, dacă am fi să fim răutăcioși, am putea spune, bă, cum s-a întors oprișene de Atletico Madrid, că el n-a plecat niciodată de acolo.
corect și asta, știți? Adică i-au dat ei alt tricou la Barcelona, dar nu este chiar așa. Antoine, un jucător bun, un jucător, ești campion mondial, are niște trofee, are niște prestații așa, numai că acolo nu prea a fost Hali, pentru că el s-a apucat să scrie poezii romane și așa de dragoste și să-și declare el iubirea pentru Atletico Madrid și a doua zi, anul următor, se transfera la Barcelona. A apucat acolo să zică, băi, încep să joc și s-a întors înapoi și a devenit plăpumar la Atletico. Un alt succes senzațional al erei Bartomeu, dar hai să nu mai vorbim despre el. Am zis să facem așa o discuție despre un transfer neînțeles, un transfer, atenție, sunt 120 de milioane de euro. Ah, și în locul lui Barcelona a voia să-l ia pe Joao Felix, alt copil cu 120 de milioane de euro, dar numai, ăștia au metru etalon numai la 120 de milioane, însă s-a opus Gilmarín, președintele celor de la Atletico Madrid și a spus nu. Să vedem acum unde intră în aceeași teacă. Bine, a plecat Saul și Griezmann și Joao Felix și așa mai departe, dar în orice caz rămâne un jucător, nu ciudat, hai că nu ne permitem noi, un jucător neînțeles, asta cu siguranță, pe Camp Nou. 5 minute de sport altfel care s-au transformat în 6 sau în 7 cu Antoine Griezmann. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, la revedere!